Legea adoptată recent nu schimbă însă și mecanismul de plafonare, rămâne același. Este vorba de plafonarea prețurilor la produse standard în baza contractelor internaționale plați, în baza cărora se importă motorina și benzina standard, la care se mai adaugă TVA, accize și această marjă comercială. Deci, acest aspect nu s-a schimbat. Ceea ce s-a schimbat este faptul că aceste cotații sau aceste prețuri maxime se stabilesc zilnic. În legea precedentă era vorba de odată la 14 zile. Deci prețul maxim stabilea în funcție de partida importată. Deci aceste scumpiri erau să se răsfrângă în baza legii precedente peste o săptămână sau peste o săptămână jumătate. Deci, dar asta nu înseamnă că aceste petroliști nu pot să concureze sub prețul plafon. Aceștia nu vor să o facă. Și asta este o problemă. În care este și responsabilitatea instituțiilor de reglementare. Pentru că noi stabilim acest, sau bun, ANRE-ul, desigur, stabilește prețul plafon în baza legislației, dar companiile petroliere trebuie să concureze și nu o fac. De asta și noi accelerăm aceste mecanisme de evaluare acestor instituții să vedem de ce nu funcționează și de ce nu acționează. În același timp, noi, deputații din PAS din Parlament, o să solicităm ANRE-ul ca în cel mai scurt timp să ajusteze prețul plafon, pentru că în baza legislației care noi am votat-o recent s-au mișurat anumite costuri pentru petroliști și anume se elimină necesitatea certificării importurilor locali pentru importurile care au deja certificarea Uniunii Europene. Asta deja se reduce anumit cost și doi, reducem quantumul obligatoriu de existența rezervelor la 5.000 de tone la 1.000, iarăși e vorba de reducerea cheltuielilor. Deci, în baza acestor modificări, noi să solicităm ANRE-ul să ajusteze în jos prețul plafon și sperăm că ANRE-ul o să dea curs solicitării noastre. Încă o dată, deci asta este a doua etapă și a treia etapă, problema este nu de ieri, nu de alaltă, este de decenii, această lipsă de concurență și acest oligopol pe piață. Avem un alt proiect de lege care urmează să reglementeze foarte strict ce fel de cheltuieli se raportează, pentru că aici e problema. Dar iarăși nu putem să... această problemă nu poate fi rezolvată într-o lună, urmează să acționăm în continuare. Deci o să vedem care o să fie evoluția la nivel internațional, pentru că aceste cotații plați ieri au înregistrat cea mai mare valoare în ultimii 5 ani, din 2016 încoace. Și deja în momentul în care o să meargă jos, asta o să se reflecte imediat și asupra prețului. Deci problema care era în legea precedentă este că anumite companii nu știu cum se făcea, că stabileau un preț maxim de 20-60 și îl mențineau pentru mai mult de o lună, chiar dacă cotațiile mergeau jos. Deci era o netransparență. Și acum, în momentul în care scadă cotațiile, va trebui să se răsfrângă imediat și pentru consumatori.